even if the sun goes down on you. Neața, bună dimineața! Și este ultima noastră zi din această mini-vacanță. Deci, evident, este ultimul vlog de călătorie. Azi, după cum bine știți, mergem la Castel Transilvania, la piscină. Abia aștept, am văzut că și acolo este frumos. Se deschide la 9, să știți. Și dacă mergeți mai târziu, nu mai găsiți locuri. Așa că vă sfătuiesc, dacă veniți în zonă, să mergeți la ora 9, ca și noi. Este 8:30 și acum ne terminăm de băut cafeluța, pentru că doamna de aici a fost foarte drăguță și ne-a făcut la toți cafeluță. Deci, ia priviți aici. Minunat. Chiar n-am mai băut o cafeluță ca lumea de când am venit. Numai ice coffee și cafea instant. Și abia aștept să ne relaxăm și azi la piscină. Este trist că mergem acasă, dar în același timp suntem fericiți pentru că o să îl revedem pe Toi. Așa e, Alex? Așa. Da, vedeți, se citește fericirea pe chipul lui. Arată-le fericirea. Nu am la mine, că am lăsat-o cred că în mașină. Nu, am lăsat-o în mașină, nu vă putem ajuta în dimineața aceasta. E prea dimineață. Dar de ce traduci? S-aude. Mie îmi place să traducă, câteodată el așa este mai neînțeles, dar voi mă înțelegeți de ce fac treaba aceasta. Na, o să vă filmez de la piscină, nici nu știu exact ce și cum va fi, dar vă mai arăt, vă mai zic și de mâncare, dacă a fost bună și cum ne-am simțit, cum a fost atmosfera acolo, iar v-am zis oricum că a fost minunat la coastă, chiar a fost foarte frumos și mâncarea a fost extraordinară. Acum o să vedem și aici ce și cum va fi. Până atunci, eu vă las ca să-mi termin cafeluța, că imediat trebuie să plecăm la drum. Bum, bum! Și plecăm și voiam să vă arăt cum arată Alex cu toate bagajele după el. Cam așa. Și eu cu mâna în cur. Nu cap pe el. Nu cap, nu știu după el. Și stai să vă arăt, uitați ce drăguț e și aici. Pe aici se intră, pe scările astea. Și chiar drăguț locul. Deci, dacă veniți prin Baia Mare, Camelia, Cozy. Cam două ghezani pe spate. Cozy cum? House, home? House, of course. House? Ați văzut cam două? Bine că ai pus pauză și... Nu. Am două ghezani pe spate. Ai chiar trei. Pe spate. A, pe spate, dar una în față. Deni, filmezi pentru vlogul tău. Da? Vă place aici? Frumos, nu? Unde stăm? Luăm și cu umbreluță și fără. Și atunci? Tic, tic, tic. Ce ziceți? Sunt bronzată. Apropo, e super mișto aici, că e apa călduță și super mișto cu barul în apă. O să încerc să-mi vorbesc prea mult, că e muzică și nu știu cât de ok e. Cred că e mai potrivit pentru cei cu copii, mai potrivit aici decât la coastă, pentru că au și piscină pentru copii, foarte mișto și cu tobogan. Chiar foarte drăguț. Oricum, cred că s-a văzut și în videoclipul ce l-am făcut mai devreme. Noi acum stăm un pic de relaxăm. Am stat, cred că, vreo 2 ore în apă. Uitați ce mâine am. Da. Pentru că am stat la bar. Am făcut și niște filmulețe de sub apă și o să pun unul. Așa că pregătiți-vă să-l vedeți. Pentru că o să îl pun. Și o să-l pun, cred că, chiar
chiar după ce vorbesc eu acum cu voi, asta o să urmează partea cu filmulețul de sub apă. Na. Vă las că cântăm muzica și nu vreau copyright, știți voi. Da. Ne-ndreptăm spre mașină, ne-ndreptăm spre Cluj. Apropo, uitați ce frumos e acolo în spate. Mișto, nu? Da, ce să facem? Vacanțele se mai și termină. Ne-am urcat și în mașină și pornim la drum. Cred că ne oprim și pe drum să mâncăm, așa-i? Da. Și o să vă filmez și de acolo. În rest, vacanța noastră s-a terminat. Ce e frumos, durează puțin, nu? Uitați ce m-am prăjit. Și dacă vă uitați bine, o să vedeți că pe partea asta cred că-s mai roșu ca pe asta. Nu știu cum am reușit. Voi cum reușiți când faceți așa ceva? Nu stați cum trebuie la soare. Vă rog să stați cum trebuie la soare. Spui lor ce să fac. Sunt puțin obosită. Ignorați-mă. Dar oricum a fost frumos și aici. Oricum când ajung acasă o să vă povestesc mai multe și o să vă spun... Și unde mi-a plăcut cel mai mult, așa că rămâneți în continuare aici. Ne-am oprit să mâncăm și mâncăm uite aici. Uitați ce roată interesantă. Wow, o să vă zic dacă e bună și mâncărica. Mergem să păpăm că ne este foame. Te pișcă picioarele în pantalonia? Mai, 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 nu se mai întâmplă ce să faci. Hei, am ajuns acasă și nu v-am mai dat update legat de restaurantul acela, deoarece și pentru că a fost horror și am fost mega, mega nervoasă. Am stat acolo 2 ore, cât am așteptat după băuturi. Mai bine de o jumătate de oră, numai să ne aducă băuturile în condițiile în care eram numai noi pe terasă și încă un bătrânel. Casa Someșană se numește, deci nu-l recomand. Pe urmă, mâncarea a venit după vreo oră jumătate. Rece. Pieptul meu de pui a fost ars, dar ars că simțeai cărbune, nu altceva. Papanașii lui Nașa, lui Larisa, necopți în interior. Se vede făina. Se vede făina. Nu știu care a fost chestia, dar băieții și-au luat pizza, zici că era de aia din Kaufland. Era din Kaufland. Deci, n-am înțeles. Chiar a fost horror și am stat acolo foarte mult. Deci, o experiență neplăcută. Și nu mai zic de chelneriță, care ea a venit, ne-a debarasat niște chestii de pe masă, băieții au mai cerut niște bere și pe urmă i-a dus și a început să debaraseze alte mese în loc să aducă bere băieților. Și când eu am mintit, da, vin, dar încă aduna de pe masă. Păi prima dată nu mergi să aduci bere și pe urmă debarasezi. Oh my god! Și nu mai zic că la unul din băieți avea ciorbă și înghețată și o adus înghețată înainte de ciorbă. Oh, da! Și mai horror! Nu știu, cea mai nașpe experiență, nu vă recomand Casa Someșană ever, never, ever, never, probabil, ever. Probabil, nu-i chiar nașpa localul, probabil oamenii care te servesc. Da, să știți că așa din exterior e foarte frumos, locația e foarte mișto, dar e degeaba locația. Bun, deci cam asta cu experiența de la acest restaurant pe care nu vi-l recomand. În schimb, nervii mi-au trecut când am ajuns acasă și tăi s-a bucurat să ne vadă și acum este în pat lângă noi și mănâncă pantalonii, mănâncă mai pijamaua. Mai pe mine. E, pe amândoi, când ne-a văzut pe amândoi. Dar mai bucurat. Nu, pe mine, da. Pe amândoi. Așa, per total, să fac așa, să trag o linie, a fost o excursie foarte, foarte frumoasă. Ne-am simțit bine și cu gașca și cu toată lumea. Și, na,
a fost nasol, nasoală cazarea aceea cu o singură baie, dar numai asta a fost singura problemă și până la urmă ne-am descurcat. La Baia Mare ați văzut locația, mie mi s-a părut foarte, foarte drăguț și suficient. Na, dacă n-am stat toți într-o casă, dar n-avea de ce, oricum seara am ieșit toți în oraș și aia a fost. Și ca să zic așa, ce mi-a plăcut mie cel mai mult, cred că cel mai mult mi-a plăcut ziua de ieri. Mi s-a părut super, super, super frumos la piscina păcoastă. Și a fost fain că am ieșit și seara în Baia Mare. Și mâncarea a fost super bună la păcoastă. Deci v-am mai zis eu de peștele ăla. Și în Baia Mare am mâncat mâncare bună. Na, ca să fac așa o comparație între piscina aceea de la Păcoastă, piscina Păcoastă și Castel Transilvania. E bine, a fost mult mai aglomerat la Castel Transilvania. Au fost multe familii și cu copii mici, pentru că era și loc de joacă pentru copii și topogan cu apă. Și na, evident că atunci sunt și copii mici. În schimb a fost apa mult mai bună, mult mai călduță, mai plăcută, puteai să stai mai mult în ea fără să dârdâi și nu trebuia să înnoți, dar na, view de la Păcoastă, orice, nimic mai mult. Și cred că v-am zis eu, asta a fost ziua mea preferată ieri, aceea, și mi-a plăcut mult și la Cascada Cailor și acolo mi-a plăcut mult. Și în rest, oricum, peste tot mi-a plăcut, dar voiam să vă zic ce m-a impresionat pe mine cel mai tare și cel mai tare. Na. Eu sper că voi v-ați simțit bine urmărind aceste vloguri, această călătorie, ați fost cu mine în această călătorie și v-ați distrat alături de mine. Și vă îndemn să mergeți în locurile despre care v-am vorbit, că sunt frumoase și bune, nu restaurantul Casa Someșană, nu acolo, restul. Și vă las pentru că e târziu, vreau să mă bag la duș și să mă bag și eu în pat. Și ne auzim data viitoare. V-am pupat. Apropo, nu ne vedem marți pentru că oricum clipul intră mâine luni acesta, așa că nu ne mai vedem și marți, oricum nu o să mai am ce să vă arăt. Pentru că doar o să ne odihnim zilele astea, mă rog, mâine. Și o să ne vedem doar joi cu clipul de make-up. Până atunci, v-am pupat, v-am îmbrățișat, pa, pa!